Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Redem, băieți. Sunt aici cu Nea Gigi și Andrei Stepai și ne pregătim să jefuim niște persoane care sunt undeva în zona asta, aproape de mine. Pe drumul ăsta nu avem voie să jefuim conform regulilor serverului, dar în zona asta avem voie. Și o să încercăm să facem niște jmecherii pe aici, o să vedeți despre ce este vorba. Auzi? Ia zi, Nea Gigi, cum vrei să facem? Fete, mă pun acolo cu calul, că eu am făcut o greșeală, că mi-am băgat calul, o să-l pleier iar. Și mă pun pe burtă, moment în care ăla o să vină, o să zică, aoleo, ce-ați pățit, nu știu ce. Moment în care vii tu, hați mâinile sus, înțelegi? Perfect. Și îl ducem aici, mai jos de casa asta, din spatele tău. Da, trebuie să ne ducem undeva acolo. Mai retras, da. Înțelegi? Da, perfect, păi și da. Ducem acolo. Dar numai bine îl punem pe Andrei cu măgarul să stea pe jos și noi doi să rim cu armele. Bă, da. Andrei, ia vină încoace. Alo, băi, ce faci? Da, și mă, nebunul, că erai cu unul ce să-l... Băi, fii atent cum facem. Avem nevoie de tine să te pui pe jos ca și cum ești rănit. Și ne oprește la tine. Noi sărim cu armele pe el. Bum, bum, știi? Și zici acolo, știi ce zic? Au, au, ajutor din astea, dai. Au, mă doare, picatul, rinichiul. Aha, și voi luați, am înțeles. Suferă, nu știu ce, și noi îl luăm. Înțelegi? Îl încătușăm. Și când a venit și ieșa, hat, l-am luat. Înțeleg, înțeleg. Și trebuie să mă ajutați. Cum mă împiedic jos să stau jos? Dacă e, te împușc eu. F6? Nu mă, nu trebuie împușcat. F6? Da? Ce trebuie împușcat, a, bă, da? Băiți, auzi ce e ce ne agige. Sau hurt? Mă duc un pic să mă uit. Eu, uite, nu pot să urc eu. Mamă, ce schemă am făcut, ești nebun. Băi, nu vreau să urcem. Uite, aici am putea sta, gen. Dar dacă vine din partea aia, nu e bine. Hai să vedem, băiți, cum facem să dăm jefuială. Unde stăm noi, mă, și unde stă Andrei? Uite jos așa. Cred că știu cum să mă pun, sincer. Nu te oprești. Mușcă pe târlă. Așteptăm, băiți. De unde s-a pus Andrei, mă, că nu-l văd? A, acolo, ok. Uite-l acolo. Dar mai bine să se pun acolo, mai în mijloc. E acolo, acolo i-am zis acum. E perfect. Nu știu dacă nu ne vedem mai, sincer. Nu, nu. Hai mai sus, uite aici. Aici nu mai vede nimeni. Ia uitați-ne, băieți, cum stăm la pândă, băieți. S-a pus nebunul jos? Facem și niște poze pentru thumbnail, băieți. Și așteptăm să vedem dacă vine ăștia de la mine, poate să vină. Bă, dar dacă o să vină de sus de la mine, ne vede, să știi. Înțelegi? Nu vine nimeni de sus. Ok. Dacă te pui așa, poate te ridici greu, nu? Da. Hai, dă-mi tu că sunt eu atent aici. Am uitat să-mi pun masca? Puneți. Perfect. Aia zic. Să înceapă jefuiala, zic. Ce, mă, unde? Uite-l pe ăla în față, mă. Hai pe ăla, hai pe ăla, pe ăla, hai pe ăla, repede. Bă, ia stai pe loc, mă. Stai pe loc, ce-i cu tine aici?
Ce-i cu tine aici, domne? Ia zi. Vânez, vânez. Da? Vânez? Hai după noi, mai repede, hai. Du-te încolo. Mergi, 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 mergi. Hai mai repede, aleargă. Hai, 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 hai. Încoace. Poți să urci aici? Hai, du-te, coboară, coboară spre casa aici. Coboară la casa asta aici, hai, hai. Nu-mi faci vreo mișcare bruscă, băi, mâinile sus în continuare. Am prins pe unul, băiți. Ușor, ușor! Ușor, 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 tată, ușor. Ține arma pe el. Iartă-mă că te iau așa tare, dar... Fără să te zbați, da? Cum te cheamă? Numele complet. Radu, Radu. Numele complet. Radu Pătrunjel. Radu Pătrunjel. Ia să-l căutăm aici, de buzunare, să vedem. Ține arma pe el, ține arma pe el. Oh, că n-are, dacă s-a mișcat un pic și-l văd că se zbate în pușc. Un dolar. Mă arăt și eu. Dar ce căutai pe aici, la vânătoare? Da, încerc să faci un bănuț. Ce vânezi? Ce găsești? O, piele mare, carne roșie, pene, ciocan. O, ho, 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 ho! Zic să rămânem pe lucruri foarte importante, nu îmi plac mărunțișurile. Să iau carnea albă. Să avem și nevoie de mâncare, că nu ne mai gătește Veta. Pielea. Au, au, au. Păi, ți-am zis să nu te bați, că te împușcăm aici. Da, nu m-am zbătut deloc. Mai sunt 4 minute. Tot ascultă ce zicem noi. Hai și o plostă, iau și pe aia. Chiar crezi că e nevoie? Are 55 de lemne. Fără mărunțișuri, fără mărunțișuri. Dar chestii pe care putem scoate bani din ele. Să ne trebuiască lemne. Vine iarna, acuși. Avem ce pune pe foc. Păi iau 30 de lemne. 55. Ce-mi place melodia asta. Tă-tă-tă-tă-tă-nă-nă-nă-nă. Bebe Moise s-a întoarce. Bomba lău de Andrei pe spate. Îi dăm foc? Ce facem cu el? Ah, nu. Cum sunt dat? Că am fost cu minte. Ai dreptate, ai fost un om bun. A fost un om bun, da. Încă sunt, încă sunt. Deci fii atent ce vreau să faci, vreau să te dezbraci. Și să... Hai mă, hai să-l punem să... Să se arunce în râu, mă. Singur. Nu știu dacă avem timp, vine o furtună, se apropie furtuna. Nu știu să mă duc. Hai, dezbracă-te, repede. Auzi că nu știe omul, se dezba, nu vezi ce are pe el, ia 100 de ani să se... Hai, du-te spre râu, repede. Alergând, alergând. Așa, 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 alergă, 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 alergă. Alergă, alergă, alergă. Alergă, grijă. Calcu! Fii atent, o să trebuiască să sari în râu, să treci pe partea alaltă. Dacă nu, jar mănânci! Fugi, hai, 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 hai! Hai mai repede, hai! Aruncă-te în râu! Hai, pe partea alaltă, fugi! Bre, noi fugim, bre, hai să fugim. Hai să fugim, bre, că noi trebuia să fugim. Iau căluțul. Hai urcă la mine. Ula Gigi, mă. Da-te, mă. Ce noată băiatul ăla. Poți să-și o la tine? Da. Că nu poate să urce, nu poate să urce la Gigi. Păi scoate-ți măgarul atunci și-l iau pe el la mine. Că scoate-o măgarul.
Băi, urcă aici, ne, Gigi. Nu pot să mor, pe niciun... Băiți, continuăm... continuăm jefuirea, l-am jefuit pe acel băiat, s-a dus în apă. Mai continuăm să ne... Ce e, ce mă ridic? Tu ți-ai luat pistolul? Da, de ce? Te bascurie Peter-ul, a? Bebiță. Păi pistolul ce are? E slab, dacă te avem păi fight da, cu dar noi nu ne batem aici, nu? Păi nu, dar dacă avem fight cu cineva... Bun și pistolul. Ai încredere în mine, Nea Gigi. M-am născut cu pistolul în mână. M-am născut cu pistolul în mână, băiți. Așteptăm să vedem dacă mai vine cineva, uite. Vine ce ea. Bă, ce are un frate în pușcă ăsta? A ridicat prost. S-a ridicat prost. E prea bomba la o mână aici, safe chair. Sau poate gen s-a apropiat de el și s-a speriat. Nu, a venit din cauza că au venit la aproape de el. Da, s-a ridicat, da. S-a ridicat calul. Nu, calul l-a călcat cum ar veni, știi, s-a ridicat. Băi, cam aici se termină episodul de astăzi. Nu știu. Cam aici se termină episodul de astăzi, băieți. Am jefuit un singur om și nici măcar n-aveam voie să jefuim, că... Era ora de zi așa și nu prea corect. Vă pup pe toți, nu uitați să apăsați butonașul ăla de like pe YouTube. Nu uitați să veniți pe Trovo unde sunt live, chiar și n-am filmat acest episod, eram live. Dacă să-mi spuneți și în comentarii despre ce părere aveți de seria asta cu... O să-i cam speria calul, mă, sau mi s-o... Să-mi spuneți ce părere aveți de seria asta cu Redem, dacă vreți să mai facem episoade, îmi spuneți, vă anunțați. Mersi, Nea Gigi. Am pupat.